găsit pe canalul meu de YouTube. Mă numesc Natalia și astăzi am venit cu un iepuraș. Acest iepuraș, din păcate, nu are un nume încă. Nu știu cum să-l numesc. Ultima vreme am mai lucrat câțiva și chiar nu mi-ajunge așa și pentru la numele lor să mă gândesc. Dar să știți că mi-ar face foarte multă plăcere să-i dați voi un nume și să-l scrieți undeva acolo pe o poveste croșetată pe grupul nostru de pe Facebook. Așa, acest iepuraș are cam 18 cm. L-am lucrat cu un fir, nu știu să vă zic firul, pentru că eu nu stau în România și nu are rost să... Noi nu putem să lucrăm cu aceleași fire. Eu mai greu fac rost de firele cu care lucrați voi. Da, nu sunt de negăsit. Însă niciodată nu mă pot abține când merg la cumpărături să nu cumpăr și eu câteva fire acolo colorate. Parcă e ca și cum n-am terminat cumpărăturile dacă nu-mi iau ceva doar pentru mine, doar pentru sufletelul meu. Așadar, voi folosi o singură nuanță pentru iepuraș, pentru tot iepurașul. Am folosit ochișorii de 12 mm. Am folosit un năsuc. Puteți să folosiți năsucul. Năsucul este de 10 mm. Eu am folosit roz. Puteți folosi și negru. O să-i stea la fel de bine. Fundița i-am pus-o eu decorativ. Am zis că hai că era ca și cum dezbrăcat. Are o codiță. Mânuțele și piciorușile sunt croșetate și ele în corp. Da? Nu veți avea de cusut la mânuțe și piciorușe. Veți avea nevoie de un ac, de un fir de ață albă să coasem. Uitați-vă aici marginea la ochișori. Eu am folosit un fir de bumbac maro pentru sprâncenuțe și genuțe. Îmi doresc din tot sufletul să văd câți mai mulți iepurași în diferite culori și cât mai expresivi și cât mai fericiți. Așa, deci, eu zic să ne apucăm de treabă încetuți. A, da, și umplutura, sigur. Veți avea și de ea nevoie. Să începem. Deci vom începe cu mânuțele. Pentru că le vom lucra în corp. Le vom croșeta în lucru, da? Vom începe cu un cerc magic. Și primul rând va fi din 6 piciorușe scurte în cercul magic. Așa. Tragem firul. Atent să nu-l destrămați. Așa. Și rândul 2. Facem 6 înmulțiri. Luăm cu noi firul acesta, da? Că dacă îl tăiesc, după cum știți, se destramă. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 piciorușe scurte avem, 6 înmulțiri. Ok, rândul 3 și rândul 4, lucrăm în cerc câte 12 piciorușe scurte. Eu îmi voi pune un semn din ață, pentru că acest fir nu mă lasă să văd ochiurile atât de ușor ca la ața normală. Ok, rândul 5. Avem 3 scăteri. Trei scăteri și 6 piciorușe scurte. Ok. Rândul 6, avem 9 piciorușe scurte. Acum, când am terminat rândul 6 cu 9 piciorușe scurte, o să umplem foarte, foarte puțin lăpuța. Foarte puțin, dar un pic, da. Dar doar lăpuța, bine? Așa. Iar acum, rândul 7, rândul 8, 9 și 10. 4 rânduri, continuăm cu 9 piciorușe scurte. Așa, am finisat rândul 10 cu 9 piciorușe scurte. Vom scoate acest semn. Vedeți? Are forma lăbuței. Sper că se vede. Acum, dacă și voi sunteți la mijlocul, uitați-vă, mă refer la asta. Deci eu am să desfac un ochi din cauza ca să fiu cumva, cum să vă zic, la mijlocul lăbuței. Pentru că vom face 4 piciorușe scurte de pe o parte pe alta. 1, 2, 3 și 4 piciorușe scurte. Iau un ochi de lanț și îmi dai firul. Nu las fir lung. Așa. Și asta o vom coase în lucru cu corpul. Ok. Voi mai croșetați încă una, la fel, identică, și continuăm cu piciorușele. Așa. Piciorușele avem 7 ochiuri de lanț. Să lăsăm firul mai lung, că sunt șanse să se destrame și nu vrem surprize. Dumnezeule! Așa. 6. Nu 6, 7 piciorușe scurte vom face. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Începem lucrul nu din primul ochi, nu de aici, ci de aici. Și începem cu 5 piciorușe scurte. 1,
2 3 4 5 piciorușe scurte. Iar acum, în ultimul loc, lucrăm 3 piciorușe scurte într-un singur ochi. Da? 3 piciorușe scurte într-un singur ochi. Așa. Continuăm pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă avem 4 piciorușe scurte. Firul îl luăm cu noi. 1 2 3 4 piciorușe scurte. Și în ultimul loc facem o înmulțire. 1 2 piciorușe scurte în ultimul loc. Așa, la capătul rândului trebuie să avem 15 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Așa. Deci, am avut așa, la rândul 1, am avut 5 piciorușe scurte, 3 piciorușe scurte în următorul ochi, 7, încă 4 piciorușe scurte, 11 și o înmulțire, stați, nu e bine, 5 piciorușe scurte, 3 piciorușe scurte, 8 plus 4 piciorușe scurte, avem 12, așa, 12 și o înmulțire, 14, deci 14 piciorușe scurte trebuie să avem la finalul rândului 1. Ok, rândul 2, continuăm cu... Începe în rândul 2 cu două înmulțiri. În primul ochi. 1, 2. În următorul ochi. 1, 2. Deci două înmulțiri am început. Continuăm cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Apoi avem o înmulțire. 1 picioruș scurt, așa, apoi iarăși o înmulțire, iar acum închidem rândul, până la capătul rândului mai avem 6 piciorușe scurte, trebuie să avem noi, 3, 4, 5 și 6 piciorușe scurte. Așa. Iar acum trebuie să avem 19 piciorușe scurte. Ia hai să ne punem noi semnul. Cața asta e cât de frumoasă, atât și de pufoasă. Și ca să nu numărăm fiecare rând, să ne fie greu. Așa. Iar acum, rândul 3 și rândul 4 lucrăm în cerc câte 19 piciorușe scurte, da? Am finisat două rânduri cu 19 piciorușe scurte, iar acum rândul 5 vom începe scăterile. Și anume așa, cu 15 piciorușe scurte. Piciorușe scurte. Până la final mai avem 4 ochiuri și vom face 2 scăderi.
1, 2 scădere și la capătul rândului trebuie să avem 17 piciorușe scurte. Rândul 6. Începem cu 3 scădere. 1, 2, 3. Iubesc nodurile. Trei scăderi. Iar până la capătul rândului mai avem 11 piciorușe scurte. Așa, deci acesta a fost rândul 6. Trebuie să avem 14 piciorușe scurte la capătul rândului. Rândul 7. Continuăm cu 2 scăderi. 1, 2 și până la sfârșit mai avem 10 piciorușe scurte. Așa. Iar acum veți umple lucrul. Umplem tălpița și vă spun ce facem mai departe. Așa, ați umplut și voi tălpița. Vedeți? E un papucel. Și acum, rândul 8. De la rândul 8 până la rândul 13, lucrăm 6 rânduri cu câte 12 piciorușe scurte. Iar la finalul rândurilor, puneți parte peste parte și faceți încă 6 piciorușe scurte de pe o parte în alta, da? Așa veți lucra. Și închideți piciorușul. Așa, am ajuns la corp. În corp vom lua și mânuțele și piciorușele, le vom croșeta în lucru, da? Deci, vom începe cu un cerc magic. Așa. Am făcut cercul magic, da? Și începem primul rând cu 6 piciorușe scurte. Așa. Tragem firul și continuăm în spirală. Cu 6 înmulțiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acesta este primul ochi. Și facem 2 piciorușe scurte în acest ochi. Asta este prima înmulțire. În următorul ochi, iarăși 2 piciorușe scurte. A doua înmulțire. Și așa, de tot 6 înmulțiri. 12 piciorușe scurte. Așa, avem 12 piciorușe scurte. Rândul 3. Avem un picioruș scurt și o înmulțire. Un picioruș scurt și o înmulțire. Iar la capătul rândului trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Rândul 4. Avem 2 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2 și o înmulțire. Continuăm încă 5 secvențe la fel de 2 piciorușe scurte și o înmulțire.
iar la capătul rândului trebuie să avem 24 de picerușe scurte. Așa, rândul 5 avem 3 picerușe scurte și o înmulțire. 3, iar în următorul ochi o înmulțire, 2 picerușe scurte. 1, 2, 3 picerușe scurte și o înmulțire. 1, 2. Așa, iar la capătul rândului trebuie să avem 30 de picerușe scurte. Și rândul 6 avem 4 picerușe scurte și o înmulțire. 2, 3, 4 picerușe scurte și o înmulțire. Repetăm secvența încă de 5 ori, iar la capătul rândului trebuie să avem 36 de picerușe scurte. Așa, am terminat rândul 6 cu 36 de picerușe scurte. Ok, iar acum, rândul 7, rândul 8 și rândul 9, lucrăm câte 36 de picerușe scurte, 3 rânduri. Și ne întâlnim la rândul 10 să luăm și piciorușele în lucru. Așa, eu mi-am finisat ale mele 9 rânduri cu câte 36 de piciorușe, da? Ați făcut și voi 7, 8 și 9, 3 rânduri a câte 36 de piciorușe scurte și continuăm rândul 10 cu piciorușele, piciorușe, chiar cu piciorușele. Deci, unde sunt piciorușele? Așa. Le punem, aveți grijă să nu le puneți în spate, da? Mă refer așa, să iasă cu papucelul în față. Deci, semnul mi l-am pus și începem. 1, uitați-vă aici. Eu am 6 ochiuri închise, 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Se vede, da? Îmi aranjez piciorușul să fie cu piciorușul cu degețelele cum ar fi în față. Și începem. Eu mi-am aranjat semnul. Deci, am luat un primul ochi din picioruș și primul și ochiul din corp. Stați așa că ceva nu e bine. Așa. Deci, avem ultimul ochi din rândul 9 pe croșetă. Îl băgăm în primul ochi din picioruș, apoi în primul ochi din rând. Primul ochi din rând la noi va fi aici. La mine. Mă încurcă un pic semnul, dar lucrăm împreună piciorușul cu corpul. Primul ochi e gata. Al doilea. Aici. Aici. Iau ața de la firul de la picioruș cu mine să-l lucrez și pe el. Să nu mi se destrame cumva ceva. 2. 3, 4, 5 și ultimul ochi, 6. Așa, am prins piciorușul. Acum piciorușul este foarte stabil. Continuăm. 6 ochiuri, 6 piciorușe scurte le-am lucrat cu piciorușul, iar acum lucrăm 12 piciorușe scurte fără picioruș. Doar piciorușe scurte cu croșeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 și 12. Acum luăm și al doilea picioruș și la fel. Îl punem cu papucelul în față să fie, da? Ca pe celălalt. Să nu cumva să puneți un picioruș invers, pentru că va fi iepurașul defect. Așa, iarăși avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, dacă vedeți, da? Sper că se vede, sper că mă înțelegeți și sper că o să iasă cât mai mulți iepurași. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Așa, iar până la capătul rândului, până la semn, până la celălalt picioruș, mai avem de lucrat încă 12 piciorușe scurte. Da, se vede și pe spate unde am lucrat ultimul ochi. Aici l-am lucrat pe ultimul ochi, dacă observați. În următorul voi intra încă. Și continuăm. Luăm firul cu noi. Să nu-l tăiem. Să nu se destrame, bine? 12 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 și am ajuns la al 12-lea ochi. E acesta unde am semnul, vedeți? Acesta e ochiul cu numărul 12, piciorușul. Semnul mi-l las deocamdată aici. Pe mine nu mă încurcă, dar voi, dacă sunteți cineva începătoare, ar fi bine să vă mutați semnul. Eu semnul mi-l pun la ultimul ochi. Cum am terminat acum ochiul, mi-l pun, uitați-vă aici, așa. Haideți că arăt. Mi-l îmbrac aici, așa, și îl dau înăuntru lucrului. Și ultimul ochi, de la următorul rând, e acel care îl lucrăm cu semnul. Acela e ultimul ochi unde este semnul. Ok, am pus piciorușele. Avem rândul 11 cu... Acum, la rândul 11, vom începe să facem, să-i dăm formă burticii iepurașului, da? Fiți atenți! Lucrăm 10 piciorușe scurte. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Iar acum avem 6 scăteri. Da, grijă mare, luăm primele ochiuri, de fapt, nu ochiul întreg, dar doar partea din față. Așa. A doua scătere. A treia scătere. A patra scătere. Ceva nu e bine. Deci, rândul 11, ne întoarcem un pic înapoi și nu facem 10 piciorușe scurte, dar facem decât 6 piciorușe scurte. Așa. 6 piciorușe scurte. Deci, rândul 11, începem cu 6 piciorușe scurte. Apoi, avem 6 scăderi. 1.
2, 3, 4, 5, 6 scăderi, iar până la capătul rândului, 1, 2, 3, 4, 5, 6 scăderi. Iar până la capătul rândului mergem cu piciorușe scurte. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da, hai că rândul ăsta mi-a dat bătăi de cap. Deci am terminat rândul cu 16, cu 18 piciorușe scurte. Stați să-mi notez și eu. Așa, deci rândul 11 a fost așa, cu 6 piciorușe scurte, 6 scăderi și 18 piciorușe scurte. Da? Sper că nu v-am încurcat foarte, foarte tare. Ok, rândul 12, lucrăm simplu cu un rând de piciorușe scurte, cu 30 de piciorușe scurte. 1, 2, 3. Așa, am terminat 30 de piciorușe scurte. Iar acum, rândul 13, continuăm cu 6 secvențe de 3 piciorușe scurte și o scădere. Deci, 1, 2, 3 piciorușe scurte și o scădere. 3 piciorușe scurte. 3 și o scădere. Așa. Mai lucrați încă 4 secvențe la fel, iar la capătul rândului să aveți 24 de piciorușe scurte. Așa. Continuăm cu rândul 14. Rândul 14 lucrăm 24 de piciorușe scurte, la fel. În spirală, da? În cerc. Doar 24 de piciorușe scurte. Vă mutați semnul dacă aveți nevoie, bine? Așa. Și dacă credeți că ați putea deja să începeți să umpleți, bine? Vedeți și voi dacă, nu știu voi cu ce fir lucrați, dacă lucrați cu fir mai subțire, ar trebui deja să umpleți. Așa, eu tot mi-am umplut un pic lucruri. Observați? Avem burtică. Ok. Deci, rândul 15. Rândul 15 avem 6 secvențe de câte 2 piciorușe scurte și o scătere. 1, 2 și o scătere. Continuați așa până la capătul rândului și trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Așa, cred că avem toți câte 18 piciorușe scurte, dar așa trebuie să avem. Iar acum continuăm cu lăbuțele, cu mânuțele, de fapt. Unde sunt mânuțele? Aici. Deci, mânuțele noastre...
În primul rând, vedeți că și mânuțele au o formă, da? Să vină astea în față. Iar acum, al doilea moment, mânuțele trebuie să vină deasupra piciorușului. Așa că, în caz de nu vă corespunde ceea ce vă spun eu, ar trebui cât de cât, uitați-vă, eu la lucrul, la corpul meu, am nevoie de așa. În total trebuie să avem 18 piciorușe scurte, da? Lucrate cu mânuțe. Deci, în cazul meu, eu am să fac 1, 2 piciorușe scurte. Acum, îmi iau lăbuța și încă ceva, la mine mânuța are 4 piciorușe scurte. Așa. Și îmi croșetez 2 piciorușe scurte am făcut. Acum îl fac încă 4 cu mânuța. 1, 2, 3, corect, și 4. Așa. Am 4 piciorușe scurte și mânuța prinsă. Observați, da? Iar acum, până la cealaltă mânuță, eu mai fac 2 piciorușe scurte. Așa. Iar acum, iarăși, aranjez mânuța să vină partea asta așa, formă lăbuței, să vină la burtică. După 2 piciorușe scurte, iarăși fac 4 piciorușe scurte, cu tot cu lăbuța. Firele le iau cu mine alea, pentru că firul să nu se destrame. Catifeaua de fel, dacă nu e lucrată corect, se destramă. 2. 3. Și 4. Iar acum, până la cealaltă mânuță sau până la sfârșitul rândului, trebuie să avem 8 piciorușe scurte. Depinde foarte mult cu ce fir o să lucrați. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 piciorușe. Nu știu de ce ziceam eu că s-a mult. Da, 6 piciorușe scurte avem. Deci am început cu 2, rândul 16 cu mânuțele. Am început cu 2 piciorușe scurte, apoi 4 cu mânuța, avem 6. După aia am făcut 2 între mânuțe, avem 8. După aia am mai făcut 4 cu cealaltă mânuță, avem 12. Așa, 12 și până la capătul rândului mai avem 6 și în total sunt 18 piciorușe scurte. Acesta e firul care l-am luat cu noi, să nu se destrame, îl băgăm înăuntru să nu se vadă. Ok, acum avem la fel 18 piciorușe scurte. Iar acum, rândul 17, ultimul rând, facem să avem 12 piciorușe scurte, în felul următor. Un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt. În total avem 6 secvențe, da? Și o scădere. Un picioruș scurt, o scădere,
un picioruș scurt, o scădere și încă un picioruș scurt. Și ultima scădere. Așa, și acesta a fost corpul. Încheiat cu 12 piciorușe scurte. Acum, umpleți bine corpul de tot și continuăm cu căpșorul, da? La corp faceți un picioruș alunecat. Piciorușul alunecat, dacă nu știți, e așa. Acest ochi care îl avem pe croșetă, îl tragem iarăși, da? Acum vom tăia firul. Și cam așa. Să-mi iau semnul cu mine. Așa, deci am zis că continuăm cu căpșorul. Din nou facem un cerc magic. Șase piciorușe scurte. Tragem firul. Așa. Iar acum, rândul 2, facem 6 înmulțiri. Deci în fiecare ochi lucrăm câte 2 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Așa, rândul 3. Continuăm rândul 3 cu un picioruș scurt și o înmulțire. Eu am să-mi pun și eu semnul. Semnul meu nu are culoarea prea potrivită, dar mie mi-ajunge. Deci, un picioruș scurt și o înmulțire. Un picioruș scurt și o înmulțire. Continuăm așa până la capătul rândului cu un picioruș scurt și o înmulțire, iar la final trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Așa. Rândul 4, avem 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Continuăm încă cu 4 secvențe până la capătul rândului și trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Rândul 5, avem 3 piciorușe scurte și o înmulțire. 2, 3 și înmulțirea. Continuăm așa până la sfârșitul rândului, iar la final trebuie să avem 30 de piciorușe scurte. Cu câte 3 piciorușe scurte și o înmulțire mergem. Rândul 6, avem 4 piciorușe scurte și o înmulțire. 2, 3,
4 și o înmulțire. Continuăm așa până la sfârșitul rândului, iar la final trebuie să avem 36 de piciorușe scurte. Am finisat rândul 6 cu 36 de piciorușe scurte, iar acum rândul 7, 8, 9, 10 și 11, 5 rânduri facem câte 36 de piciorușe scurte. Și ne întâlnim la rândul 12. Am finisat cele 5 rânduri, continuăm mai departe, da? Începem cu scăderile. Hai să ne mutăm semnele. Așa. Și continuăm cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte și o scădere. Continuăm așa până la sfârșitul rândului și la final să avem 30 de piciorușe scurte. Așa, acum avem 30 de piciorușe scurte. Iar acum, rândul 13, continuăm cu 30 de piciorușe scurte. Facem un rând doar cu piciorușe scurte. Așa, am făcut 30 de piciorușe scurte, iar acum zic să punem ochișorii și năsucul. Punem lucrul așa în două, da? Și numărăm rândul 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci undeva pe aici vom pune ochișorii. Iar între ochișori să fie cam 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Deci aici îl voi pune pe al doilea. Așa. Ochișorii sunt de 10 mm. Puteți să puneți maxim 12 dacă vă doriți ochișorii mai mari. O să prind. Nu merge. Siguranțele nu sunt alea. Nu eram sigură. Totuși am să pun ochișori de 12 eu. M-am răzgândit. M-am un iepuraș la fel. M-am uitat încă o dată la el. Și zic eu că îi pun de 12. Am atunci siguranțele. Și le vom prinde, da? Așa. Iar acum vom prinde năsucul între ochișori. Cam pe la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cam pe aici. Cam pe aici. Ideea e că nu știu ce năsuc să-i pun. Să-i punem un năsuc roz. Unul negru. Sau unul între maro. Nici nu știu. A, vă hotărâți voi. Eu nu mă pot hotără. Ar fi simpatic un năsuc roz, că până la urmă e pura și au năsucurile roz. Hai să-l punem roz și fie ce-o fi. Așa. Gata. Asta este. Vei avea năsucul roz. Și vei fi un dulce. A, noi să continuăm.
Eu am aici câteva truse cu năsucuri, șochișori, din astea mai micuțe. Așa. Deci am rămas la, avem 30 de piciorușe scurte făcute. Vom continua cu rândul 14, da? Și în felul următor, cu 3 piciorușe scurte și o scădere. Continuăm așa, până la capătul rândului, cu 3 piciorușe scurte și o scădere, iar la final trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Iar acum rândul 15, cu 2 piciorușe scurte și o scădere, continuăm până la capătul rândului, da? Deci 2 piciorușe scurte și o scădere. La finalul rândului trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Așa, iar acum rândul 16 trebuie să facem 12 piciorușe scurte cu un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt și o scădere. Mergem așa până la finalul rândului, unde avem 12 piciorușe scurte. Așa. Iar acum umpleți lucrul bine, bine, mai avem loc încă. Era mai bine să îl umpleți un pic mai devreme, dar eu nu m-am cam uitat să zic. Dar se poate și acum. Dacă vă e greu și aveți semn, puteți să desfaceți un rând. Așa, umplem lucrul bine, bine și închidem capul cu 6 scădere. Da? Umpleți bine și lucrul, și capul, și corpul. Și vom continua cu urechiușile, codița și asamblarea. Așa, eu am reușit să umplu capul, înseamnă că veți reuși și voi, sunt sigură că ați reușit deja. Iar acum să închidem capul cu 6 scăderi. Unu, doi, trei, patru, cinci, și 6. Așa. Acum fac un ochi de lanț. Îmi tai firul. Firul îl tai un pic mai lung. Vedeți? Iar vârful acesta îl voi trage în cap. Mă duc mai aproape. Și nu se va vedea. Aveți grijă umplutura să nu o luați. Nu e bine. Se ia din altă parte. Cred că acum e mai bine. Vedeți? Și nu se mai vede acel vârf. Ah. Îmi tot iese umplutura. Mă duc înapoi. Să ascundem repede să nu o vadă nimeni. Și încerc din altă parte. Mă stărui să nu iau umplutura, bine?
La fel îmi iese umplutura. A, cred că acum mai bine. Așa. Acum voi tăia firul. Așa. Și capul nostru este gata. Da? Ok. Haideți să facem urechiușile. Deci vom începe cu un cerc magic sau un cerc amigurumi, cum îi spuneți voi. Așa. Iar acum facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu prea strâns la început ca să puteți trage firul acesta, da? Nu-l trageți prea mult să nu-l rupeți. Ok, rândul 2. Avem un picioruș scurt. Firul îl luăm cu noi să-l lucrăm. Un picioruș scurt și o înmulțire. Un picioruș scurt și o înmulțire. Secvența se repetă în total de 3 ori. Și ultima secvență, un picioruș scurt și o înmulțire. La capătul rândului avem 9 piciorușe scurte. Așa, rândul 3. Continuăm cu 2 piciorușe scurte și o înmulțire. La fel de 3 ori se repetă secvența. 2 piciorușe scurte și o înmulțire. La capătul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Rândul 4. Avem 3 piciorușe scurte și o înmulțire. 2, 3 și o înmulțire. Secvența la fel, se repetă de 3 ori. La capătul rândului vom avea 15 piciorușe scurte. Rândul 5. Avem 4 piciorușe scurte și o înmulțire. 3, 4 și o înmulțire. La capătul rândului trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Secvențe sunt 3 de tot. 4 și o înmulțire. Așa. Acum trebuie să avem 18 piciorușe scurte, da? De jur împrejur. Iar acum, rândul 6, 7, 8 și 9, 4 rânduri, mergem cu câte 18 piciorușe scurte. Am finisat rândul 9 cu 18 piciorușe scurte, da? Așa mi-a ieșit. Și continuăm rândul 10 cu 3 secvențe de 4 piciorușe scurte. 2, 3, 4 piciorușe scurte și o scădere. Unu, doi, trei, patru și o scădere. Și ultima secvență. Unu, doi, trei, patru și o scădere. Așa.
Iar rândul 11, lucrați cu 15 picioroșe scurte. Și rândul 12, ultimul rând cu scăderi, avem 3 picioroșe scurte și o scădere. 1, 2, 3 și o scădere. Mai repetați asta de 2 ori, iar la capătul rândului să avem 12 picioroșe scurte. Așa, și ultimul ochi, avem ultimul rând, rândul 13, lucrăm un rând cu 12 picioroșe scurte. Am finisat și a doua urechiușă, iar acum, fiți atente, vom firul acesta îl băgăm înăuntru. Iar acum luăm urechiușa, o punem parte peste parte și o coasem puțin. Dar le putem coase pe amândouă odată. Da? Vă luați un fir asemănător. Coaseți fără grijă, binișor. Treceți coacul prin ele îndoite de câteva ori. Așa. Iar acum voi face un nod. Eu folosesc un fir crem. Așa. Iar acum vom lua capul și fix în vârful capului, pe cercul magic, vom coase urechiușile noastre. Da? Haideți să începem. Încercăm să lucrăm fiecare ochi. Ideea e că urechiușile le coasem chiar în mijloc, pe cercul magic, dar ajung cam în rândul 1 cu coaserea. Înțelegeți, da, ce vreau să zic? Pentru că cercul magic e mic, urechiușile sunt mari, vom coase pe rândul 2, cum ar fi. Nu pe cercul magic, pe rândul unde sunt înmulțirile, dacă le vedeți. Vedeți? Acestea sunt înmulțirile noastre. Ok, haideți să începem că o să reușiți. Dacă aveți nevoie, le fixați cu un act de siguranță, dacă nu sunteți sigure. Dacă nu, spor la treabă. După ce am terminat de croșetat de cusut urechiușile, firele le ascundem în corp sau chiar în urechi. În urechi ar fi mai simplu, pentru că acolo nu este o umplutură. Așa. Important e urechiușile să vă iasă la mijloc. Așa. Vedeți ce ești. Bine, atunci haideți să mai facem și codița și vom asambla de tot iepurașul. Avem așa. 6 piciorușe scurte în cercul magic sau în cercul amigurumii.
1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte avem. Rândul 2. Facem 6 înmulțiri, adică în fiecare picioruș, în fiecare ochi, câte 2 piciorușe scurte. 2, 2, 6, 2, 8, 1, 2, 10, 1, 2, 12. Și rândul 3, facem 6 scăderi. O scădere, 2 scăderi, 3 scăderi, 4 scăderi, 5 scăderi și 6 scăderi. Facem un picioruș alunecat în următorul ochi. Tăiem firul. Îl băgăm înăuntru și îl coasem la rândul 8. Rândul 8, rândul 9 undeva. Dar aveți grijă, îl coaseți pe spate, nu pe față. Deci fața are burtica, da? Vedeți, observați. Aceasta este burtica. Undeva în mijlocul, între piciorușe, rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uitați-vă pe aici. Eu zic că e mijlocul meu. Așa. Și îl voi coase. Aveți grijă, nu vă abateți tare de la rând, pentru că avem 6 piciorușe scurte decât, mă refer, codița are decât 6 piciorușe scurte la final. Mergem prin fiecare ochi. Asta înseamnă de 6 ori. Așa. Iar acum o să-i fac un nod. Tai firul. Și mi-l ascund în corp. Îl ascund în corp, fără umplutură, da? Așa. E, uitați-vă codița noastră. Se ține bine. E micuță și drăguță. Așa. Acum, haideți să facem și noi expresie iepurașului, da? Veți avea nevoie de un fir cu ață albă, să-i facem mărginuța la ochi. O culoare mai închisă, să zic eu, așa ceva, un maro. O să-i facem niște genuțe, sprâncenuțe și vom coase capul. Vom începe cu expresia feței. Deci așa, mi-am luat acul, o culoare aproximativă cu aceasta. Și începem de jos. Mă urmăriți
cu atenție, da? Ok. Voi băga acul chiar în cercul magic, da? Care, de fapt, cercul magic e sus, în mijlocul lucrului. O să mă duc cu el aici, cât mai aproape de ochișor. Firul nu-l trag până la capăt ca să pot să fac nod. Acum o să mă duc pe aici și o să ies jos pe unde am intrat. Bine, nu-i neapărat pe unde am intrat, dar pe acolo. Așa. Uitați că mi s-au încurcat firele. Chiar am intrat fix acolo. Că am intrat chiar în firul. În acel fir. Așa. Tragem bine. Iar acum, la fel, băgăm acul pe jos. Ne ducem aici. Intrăm pe aici și coborăm înapoi jos. Așa. Firul ăsta să vină sub ochișor. Ok. Acum vom trage bine, bine firele. Da? Nici să le rupeți bine. Așa. Și vom face un nod. Eu mă ajut cu degetele. Mai apăs lucrul ca să nu rupă firul. Așa, nici foarte, foarte, foarte mult. Așa. Iar acum îmi leg ața. Vedeți? Ok. Acum iepurașul nostru are așa o... Are expresie, cumva. Ok, mulți dintre voi știu trucul, sau cum să-i zicem. Începătorii, posibil să nu-l știe. Așa. Iar acum, cu un alt fir de ață albă. Vedeți, am un fir de ață albă. Vom... Da, cu acul pe lângă ochișor, prin lateralele ochișorilor. La fel. Intrăm pe jos. Ieșim sub ochișor. Așa. Mergem deasupra ochișorului. Dar totodată ieșim pe aici, pe la celălalt ochișor. Fiți atenți, da? Voi să mă urmăriți. De data aceasta, vă rog să nu trageți firul înăuntru. Vedeți? Îl lăsați așa. Am ieșit cu acul prin partea cealaltă. Cobor jos. Sub ochi, vedeți? Și mă duc iarăși la gât. Așa. Vom lega firele. Nu trageți absolut deloc. Pentru ca să nu intre înăuntru. Înțelegeți? Dacă trageți firele mai mult, va intra ața înăuntru sub ochișor. Dar noi nu ne dorim aceasta. Legăm firul. Ușor. Așa.
Acum să mai coasem și sprâncenuțele. Eu, după cum v-am zis, am așa un fir de bumbac maro, subțire, dar totodată mai gros ca firul de ață. Așa. O să fac sprânceana în două rânduri de ață. Așa, grosuță. Pentru că firul este subțire al meu. Așa. Și la fel, de jos. Toate resturile, toate ce avem de ascuns, toate ațișoarele, toate le lăsăm aici jos pentru că vom coase și vom acoperi tot. Ok, haideți să-i facem sprâncenuțele. Nu ne ducem foarte, foarte sus. Ce undeva pe aici? Vedeți? Eu cam așa fac. Nu mă duc departe cu acul, dar am să cobor în colțul ochișorului. Că așa să încerc să-i fac și o genuță ceva. Firul a fost, noi lucrând pe catifea, el fiind pufos, stați că mă gândesc și nu vorbesc, dar firul fiind pufos și făcând aceste contururi cu bumbac sau cu un alt fir, se va vedea mai puțin. Dar noi încercăm. Să știți că îmi doresc foarte mult să văd jucării lucrate mai frumoase. Să știți că eu nu vreau acesta să fie cel mai frumos și cel mai reușit iepuraș. Eu vreau decât să-mi împărtăș ceea ce știu cu voi. Și vreau să văd iepurași mult mai simpatici și mai drăgălași decât acesta. Și o să mă bucur enorm de mult. Așa. Unde să ieși? Și abia aștept să văd mulți, mulți iepurași pe grupul nostru de pe Facebook. Așa. Da, găsiți grupul, se numește O Poveste Croșetată. Și acolo aș vrea să văd toate lucrările voastre, toate minunățile ce putem să le facem noi cu o singură croșetă și un fir de ață. Cam așa. Vai, cred că am ieșit de sub cameră. Ia, uitați-vă. Vedeți? Uitați-vă, așa mi-a ieșit mie căpșorul. Așa, hai să nu mai stăm de vorbă mult, că trece timpul și timpul ci că costă bani. Noi cu astfel de meserii, cu astfel de plăceri în viață, nu ne costă bani. Pe noi ne costă doar timpul. Dar oricum, haideți să terminăm cu iepurașul astăzi. Așa. Foarte, foarte, foarte bine. Acum haideți să coasem și capul și suntem aproape că gata. Eu am aici un fir de alize, cred că e șecherim, dacă nu mă înșel după cum îl simt. E crem. Acesta e un alt fel de crem, dar zic că oricum ața se ascunde. O să-mi iau așa un fir. Îl pun în ac. Și vom coase capul. Foarte, foarte bine ar fi dacă aveți nevoie să vi-l fixați. Dacă totuși sunteți prima dată sau nu aveți încredere, îl fixați cu ace de siguranță, da? Pur și simplu, simplu. Îl fixați cu ace de siguranță ca să mergeți de jur împrejur corect. Așa. Eu nu o să mi-l fixez pentru că eu sunt foarte sigură. Eu o croșetez de, nu pot să zic că chiar de copil, dar mama
tricota, mama croșeta, bunica la fel, pe vremea aia, pe vremea aia. Eu n-am prins vremea aia, dar totuși, când împleteau sau tricotau ele covoare și chestii, eu cred că s-a transmis genetic. Cine știe, poate în altă viață și, în altă viață și tata a croșetat. Eu încep de undeva, ok? Haideți. Fiecare ochi din corp ne conectăm cu un ochi de aici, din corp, din cap. Aici să știți că multă școală nu vă trebuie ca să coaseți acest cap. Doar să fiți în liniște, doar să aveți răbdare și să nu vă bâzâi eu la cap. Pentru că și eu la fel. Dacă stă cineva pe capul meu și mă sâcâie, cos capul fix în loc de cotiță. În fine, important, un ochi din cap și un ochi din corp. Se pare că avem 24 de piciorușe scurte, cu 24, cu 12 piciorușe scurte am finisat corpul. Asta înseamnă că trebuie să avem 12 cusături cel puțin. Bine, eu vă las în liniște și continuați. Eu am ajuns la capăt. Vedeți, am ajuns de unde am plecat. Acum o să-mi leg firele la fel de încrezută. O să-mi tai firele. Le vom ascunde în corp. Să-mi iau și o croșetuță. În corp deja știți cum le ascundem. Important e să nu luați umplutura cu voi. Așa. Și iepurașul nostru. De fapt, nu e iepurașul. Firele noastre au devenit iepuraș. Firele noastre au înviat. Așa. O să-mi tai și aceste resturi. Așa. Și acesta este iepurașul. Îl vedeți? Are și cotiță. Așa. Unde mai aveți fire care vă încurcă și știți sigure că nu sunt de undeva să se desprindă ceva, le puteți tăia. Expresia feței e drăguță, dar cred că nu prea am potrivit eu culorile corect de data aceasta, dar totuși e drăgălaș și așa. Cam asta a fost pentru astăzi. Data viitoare vom face o inimioară pentru el. O să încerc să facem o inimă mai mare. Da? Ca să fie deja iepurașul set. Ok? Sper că v-a plăcut și de data aceasta. Și ne vedem data viitoare cu un nou tutorial. Da, și aștept iepurașii pe Facebook, în grupul nostru O Poveste Croșetată. Aștept cât mai mulți. Vreau să fie și în culori diferite, clar, și cu alte expresii de față, și cu năsucurile negre, și cu năsucurile maro și roze. Și cu ce vă doriți voi. Important e să fiți fericite pentru ceea ce faceți. Vă pup și o zi bună să aveți. Pa, pa!